Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara vine în ajutorul persoanelor vulnerabile pe perioada verii. În zilele caniculare din lunile iulie-august, persoanele defavorizate care vor avea nevoie de sprijin îl vor primi. Printre cei care vor beneficia de acest ajutor se numără persoanele vârstnice fără aparținători, persoanele cu dizabilități fără aparținători sau cu aparținători persoane vârstnice și femeile însărcinate care nu au sprijinul partenerului sau al familiei. Echipe mixte se vor deplasa la domicilii persoanelor care solicită asistență. De asemenea, pentru cei lipsiți de ajutor se vor face cumpărături alimentare, achitarea facturilor la utilități, deplasarea la medicul de familie pentru rețetă lunară și cumpărarea medicamentelor. Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara sprijină persoanele care nu se pot ajuta singure și creează o plasă de siguranță pentru acestea.